Ne aflăm pe artera Roman-Est, o lucrare importantă pe care am gândit-o din primul mandat, o lucrare care însumează 6400 de metri, care s-a construit în aproape 6 ani de zile. Prima etapă a început în 2010 și a ținut până în 2013. A avut un cost de circa 2.400.000 de lei pe o lungime de 1.700 de metri liniari și ține de la strada Cucutei din Bogdan Dragoș până la intersecția cu drumul județean. Și a fost construită de societatea Darcons SRL. A doua etapă ține de la intersecția cu drumul județean, făcând stânga pe acest segment de arteră pe care ne aflăm, are o lungime de circa 4700 de metri liniari. A costat în total această investiție 8.331.000. O investiție importantă pentru Roman, pentru că practic scoate traficul greu în afara orașului. De altfel, de aseară a început traficul greu să se desfășoare pe această arteră și tot de aseară s-a oprit traficul greu pe strada Mihai Viteazu, ceea ce e un lucru foarte important, mai ales în zona caselor, acolo unde oamenii aveau probleme cu trepidații de transmisie de traficul greu. Această arteră are o lățime de 6 metri, plus încă un metru de o parte și un metru de o parte acostament. Acest segment de lucrare a fost construit de către societatea Imrom, care din 2013 până astăzi a reușit să o finalizeze. Așadar, vorbim de o arteră importantă, artera Roman-Est. Important, așa cum spuneam, pe lângă acest element important de trafic greu care este scos din oraș, mai are un rol strategic. Și anume faptul că toate mașinile de gunoi care vor aduce gunoiul menajer atât din oraș cât și din comunele învecinate, atât de pe relația Roman-Suceava-Iași cât și de pe relația Roman-Vaslui, ar fi trebuit să treacă cu gunoiul prin centrul orașului. După cum vedeți, aici ne aflăm și lângă stația de colectare, selecție și transfer a gunoiului menajer. O investiție importantă, o investiție frumoasă, dar care din păcate stă de 2 ani de zile și așteaptă. Cred că aici este și o lipsă de organizare și de implicare mai activă a Consiliului Județean, care ar fi trebuit să monitorizeze și să fie mult mai atent și să înțeleagă că sunt anumite costuri, anumite cheltuieli, inclusiv noi am cofinanțat parte din această lucrare, iar anumite afirmații cum că gunoiul ar fi dus de mult la Girov este o afirmație aruncată pur și simplu, neținând cont de partea financiară. Nu este adevărat că ar fi fost mai ieftin. Creșterea gunoiului care s-ar fi transferat de la Roman direct la Girov neselectat ar fi trebuit să crească cu circa 30%. O creștere cu 30% a prețului la populație pe care oamenii ar fi trebuit să suporte, pe care eu nu mi l-am asumat. Nu am dorit să pun o creștere a prețului în numerii romașcanilor, pentru că gunoiul s-ar fi dus exact așa cum se colectează. Odată ajuns aici, el se selectează, se compactează și se transferă o cantitate și un volum mai ales, mult mai mic de gunoi, către groapa centrală de la Girov. Așteptăm cu interes implicarea instituțiilor județene pentru a desăvârși această lucrare în sensul funcționalității ei, astfel încât să putem intra și noi într-un regim normal, într-un master plan care a fost anunțat cu surle și trâmbițe, dar nu au avut nici capacitatea, nici voința să-l poată gestiona până în final. Sperăm în acest an acest lucru să se întâmple și să intrăm, așa cum prevede master planul într-o gestiune firească a gunoiului menajer. Uitați-vă, containerele, mașinile, toate stau și așteaptă de atâta timp și e păcat de investiția făcută în ei, fiind o preocupare
mult mai energică în acest sens. Așadar, eu cred că în acest an ar putea să înceapă să funcționeze și atunci utilitatea acestei artere Roman-Est se va vedea, pentru că, cum spuneam, mașinile de gunoi vor circula pe această arteră și vor evita municipiul Roman. De asemenea, este un acces rapid și pentru partea de est a municipiului, pentru transferul către Iași, către Suceava, către Botoșani, astfel încât mult mai rapid se va putea ajunge pe această arteră ocolitoare, o lucrare importantă, strategică pentru municipiul Roman și care, la fel, atunci când am început-o, mulți nu au crezut în ea. Am încheiat-o în acest an. Considerăm că este o investiție foarte importantă a romanului, a romașcanilor, a administrației publice locale și ne dorim ca ea, în timpul cel mai scurt, să-și demonstreze prin monitorizarea traficului și utilitatea. Spuneam că de aseară, de altfel, a început traficul greu pe această arteră și traficul greu s-a oprit pe strada Mihai Viteazu, o stradă care săptămâna viitoare va intra și ea în această activitate de asfaltare în totalitate, ca și străzile Islazului și Primăverii, pe care vom merge și le vom vedea, și cu încheierea lucrării inelului din jurul sensului giratoriu din partea de est a orașului. Considerăm că această investiție făcută în acești ultimi ani este una cu totul și cu totul remarcabilă, atât prin prisma utilității ei, cât și prin fondurile atrase, fiind de altfel o bretea foarte importantă alături de cea Roman-Vest, care asigură o bună fluență a celor care sunt în tranzit cu mașini și utilaje grele prin exteriorul municipiului Roman. În mare, cam acestea ar fi detaliile. În momentul de față, vrem să completăm această lucrare cu sensul giratoriu din proximitatea lui Dedeman, poarta nord a orașului. Proiectul este finalizat. Lucrarea este scoasă în licitație. Avem deja doi constructori care s-au calificat. Licitația se face prin procedură electronică. Așteptăm rezultatul acestei licitații, pe care cred că îl vom avea până la sfârșitul lunii mai. Am început și achiziția unor terenuri necesare construirii sensului giratoriu, în sensul în care Dedeman ne-a donat o parte de teren necesară, Arte Toscana ne-a donat o parte de teren necesară, Primăria Cordun ne-a cedat spre folosință o parte de teren necesară. Mai avem de la un privat, Dedemanul achiziționând de la acel privat acel teren și urmând probabil săptămâna viitoare să ne-l doneze și pe acela. Mai este în discuție terenul de la Petrom, cu care deja am stabilit liniile majore prin care să ne sponsorizeze cu acest teren. Am căzut pe un punct de vedere comun și urmează în perioada viitoare, eu sper până la sfârșitul lunii mai, să avem și acest teren în proprietatea și administrarea primăriei municipiului Roman, ceea ce ar însemna că obiectivul se va construi efectiv pe terenul primăriei municipiului Roman. Un punct important este acela că nu vorbim doar de, ca și la poarta sud, doar de o pastilă, de un sens giratoriu pur și simplu. Vorbim de o serie de amenajări, de lărgire a benzilor, de crearea unor benzi noi de preselecție, de crearea unor bretele de acces sau de ieșire din sensul giratoriu. Este de asemenea o lucrare strategică importantă pe care sperăm până la sfârșitul acestui an să o finalizăm și astfel poarta sud și poarta nord să asigure intrările și ieșirile din oraș, iar la fel poarta est, sensul giratoriu de la spre Luțca, este în momentul de față în construcție și de asemenea în prima parte acestui an va fi finalizat și acesta, urmând acolo, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, să asigurăm și un monument frumos în centrul sensului, așa cum se va întâmpla și aici în poarta nord. Vreau să vă mai fac o precizare că pe această parte de drum, de aici din drumul județean până în drumul național, în DN2, sunt 10
podețe tubulare care au fost montate pentru a asigura și fluența canalelor de desecare. După sensul giratoriu, mai avem un plan și anume să mai construim o bretea de legătură de la podul de la Gădinț, imediat să ieșim prin spate tot pe drumul agricol, astfel încât să putem proteja în totalitate și strada Bogdan Dragoș. Strada Bogdan Dragoș este protejată acum în mare parte, dar vrem în totalitate. Am avut discuții cu cetățenii de acolo care ne-au solicitat acest lucru. După sensul giratoriu, urmează tot în acest an. Proiectul deja este dat în lucru. Avem soluțiile tehnice pentru acolo. Sperăm până la sfârșitul anului să putem licita și această lucrare. Proiectul terminat și licitat. Iar în partea finala anului și începutul anului următor, pentru că nu mai este o lucrare mare și de anvergură, depinde de noi, și acea bretea de legătură, imediat cum trecem podul de la Gădin, să facem dreapta pe strada Salciei, să ieșim în spate pe teren agricol și de acolo să avem așa construit cum am făcut pe segmentul pe care îl vom vedea imediat din drumul județean până la strada Cucutei. Deci lucrurile continuă, vom dori să perfecționăm cât mai mult aceste activități de trafic rutier, astfel încât oamenii să aibă un confort cât mai bun, iar în mod implicit nivelul de trai să se simtă că este în creștere de la an la an, inclusiv, așa cum spuneam, pentru un confort mai bun pentru cetățeni, dar de ce nu și pentru cei care sunt în trafic, sunt în tranzit prin Roman. Câți ani are această garanție? Garanția la acest drum este de 2 ani de zile, exact cum prevede legislația în vigoare. Orice problemă care apare, constructorul are o sarcină să o rezolve.